Bună ziua! Uite care a apărut bucătarul Oli Pensionarul. O ciorbiță super degustoasă de urzici de primăvară. Vom folosi ceapă verde, mărar, usturoi verde, la niște slăninuță, foarte bună, urzici, bineînțeles. Mercola vom vedea unde îl vom pune. Două de găinuță, verdețul, lăptic și smântână cu iaurt și lepsitele floricele de primăvară. Eu ce să zic, să-i dăm drumul. Pentru început vom pune urzicile la oparit, la tăia coșii, clocotește un pic mai, așa frumos să devii mai plăcit. Între timp, am pus un pic de ulei într-o altă cuticioară și vom pune aceste frumoase bucăți de slăninuță, un pic de cărniță, la prăjitul idee. Ia ascult acolo pe scurie. Ia uite-te la asta nouă de Picasso. Continuăm, da? Până se mai prăjesc un pic slăninuța asta, uite acolo, tablou de Picasso, ce frumos arată, dar ce aromă, ce miros, nu vă pot descrie în cuvinte. Așa, ceapa, usturoiul, stă pregătit să fie basculat, aruncat, țăpat acolo în oală. După și ceapa, usturoiul, lăsăm un pic să se mai încălească. Uite acolo ce frumos arată, ce miros. Am stors un pic aceste minunate urzici de primăvară și acum urmează să le mărunțim, adică bagă mare oli, toacă-le. S-au grăit destul, acum e timpul să punem o lingură de făină, un pic de paprică, bag acolo, așa cum îi place la caldarian, să fie un pic condimentat. Deci, acum mesteci un picuț să se lege, nu tare mult, adică mai bine zis, îl vom stinge cu un pic de lapte. Uite, așa, un pic, mai mestecăm o țâră și laptele la cât îl vom folosi tot. Și de ciudă, uite așa, asta domnul să fie gustos, așa că îi place bucătarului și formă la rest, da? O să băgăm toate urzicile stocate, am pus o parte, l-am mestecat, acum băgăm tot. Vedeți un pic a noastră pierbe, cam 10-15 minute, am pus o puținăriță cu un pic de ulei și vom face o omletă frumoasă din două lucruri și un nou ulei. Rămânușurile le-am pus în o tânică iaurt. Trebuie băgat acolo în minunata ciorbiță de primăvară, urzici a la Oli, pescarul de pe Lăpușel. Și uite că a apărut și o surpriză. Pasul următor este o guriță de pălincă foarte bună de mere. Hai noroc! Oh, Doamne! De unde până în tăpi? Tot sufletul ți-i bun. Doamne ajută! Între timp, ciorbița noastră mai fierbe, mai trebuie câteva minute. Ia, uite, domnule, tablou de Picasso. Uite acolo, doar aici, această minunată bucătărie a lui Oli, pensionarul. Hai, nu loc! Auzi că paharul gol nu vrea să se apropie de oală. Doar poza de Picasso, atât am văzut. Și acum la final vom pune smântânica în ciorbiță, peste care vom pune măraș, un pic de petrujel. Va fi extraordinar de bun și de frumos și de gustos. Uite că am ajuns și la final. O ciorbiță de primăvară extraordinară,
făcut în stil adelenesc, așa, cu de toate, cum îmi place Adeleanu. Ia să punem noi o porțiucă multare mare, așa, că zice că bucătarul mâncă primul. O secundă. Asta e. Și l-au sorpeli după ce iau o gură de anticovid. Hai să-l și încercăm. Ia ce bine arată. Oh, Doamne, ce bune! Fără pâinea! Dumnezeule! Bestial! Da, să aveți poftă unde mergeți. Doamne ajută!